pe care USL-ul le va introduce în acest buget și cu care speră să rezolve problema financiară care este de căpătâie în România, și anume lipsa banilor. Promisiunile electorale în niciun caz nu vor putea fi acoperite, pentru că ele au fost umflate în campanie pentru a obține votul cetățenilor, iar pentru a ne ține de cuvânt este nevoie de bani. Suprataxarea cetățenilor și a companiilor va duce la o totală lipsă de posibilități de reluare a procesului economic după iarnă, și aici mă refer în agricultură, și de asemenea stagnarea investițiilor în companii, ceea ce automat atrage lipsa de formare de noi locuri de muncă. Este un proiect de buget socialist, am putea spune chiar comunist, care va avea doar efect creștere economică zero. Nu poate exista o creștere economică în care investițiile guvernamentale în 2013 sunt la nivelul de 2%. Bugetul, în viziunea USL, compromite total, cum spuneam mai înainte, șansa celor care doresc să-și încerce norocul în a constitui societăți comerciale și în a crea noi locuri de muncă. Avem și avem nevoie de asemenea întreprinderi, și un rol important l-ar fi avut cele din industria agroalimentară. Atâta timp cât noi nu valorificăm nimic din producția internă și toate magazinele care le avem și supermarketurile sunt pline cu marfă aproximativ 85% din import. Asta înseamnă că noi împrumutăm bani, asigurăm protecția socială, iar protecția socială se întoarce înapoi la cei care ne împrumută prin acest circuit, în loc să rămână acești bani în interiorul României pentru reluarea producției, pentru crearea zonelor de consum.